Cea mai importantă activitate a administrației publice locale pentru începutul de an este elaborarea proiectului de buget al municipiului. Realizarea acestui obiectiv este năucitor de grea în condițiile restrictive impuse de legislația în vigoare, declară primarul Tudor Pendiuc. Cu toate acestea, municipalitatea a prevăzut o serie de investiții atât din bugetul local, dar și din fonduri europene. Printre acestea se numără amenajarea parcului Lunca Argeșului, montarea mai multor centrale termice de cartier, construirea de creșe și grădinițe, continuarea reabilitării infrastructurii. O altă prioritate este construirea de locuințe sociale, mai spune edilul șef. Anul viitor este foarte probabil ca subvenția atât din partea guvernului, cât și din partea locală să fie prin lege interzisă, atunci sigur va trebui să se realizeze, deci la prețul de producție, acela să fie prețul care îl plătește populația. Este posibil, nu este o certitudine. Asta spune reglementările. Și atunci noi va trebui să găsim soluții pentru scăderea prețului. Vreau să vă spun că urmarea montării celor 7 centrale, 7 au fost montate, 2 de către fosta termoficare, 2000 și 5 de noi, deși prețul gazului metal a crescut, deși prețul altor componente ale căldurii au crescut, la noi prețul a scăzut cu 1 000 000 de lei, datorită acestor centrale. În continuare, în planul de investiții, și aici vreau să ajung, în un program de investiții, în etapa a doua vom prevede în jur de 70 de miliarde de lei pentru 10 centrale termice. Deja le avem, eu le am aici. În toate cartierele. În etapa a doua, în etapa a treia, pe care o va gestiona, vor fi investiții ale societății noi, societății Termocalon Confort S.A., vor fi încă cel puțin 20 de astfel de centrale. De unde fonduri? Vom vedea. Noi poate merge pe parteneriat, deși legea partenerilor public-privat este năucitor de greu de aplicat, s-ar putea să luăm un împrumut. Iar pentru termoficare, pentru noua societate, avem 3 milioane de euro din emisiile de carbon, bani care vin din Uniunea Europeană. Și de acolo o să realizăm 20 sau poate mai mult de astfel de centrale. Cu astfel de centrale, prețul va scădea. Să vedem cât va scădea. Și atunci vom intra în iarna următoare într-o dotare mult, mult, mult îmbunătățită față de acum. Și acum, discutând cu domnul Niță, veți observa câtă economie, veți observa cât beneficiu ne-au adus acele centrale, acele doar 7 centrale. Vă spun și de ce. Ele au fost montate în extremitățile orașului. Au fost montate cu precădere în trivale. În trivale, forța de împingere a agentului termic era mare, fiindcă orașul nostru e întrept, vă dați seama, în trivale. Nemai având această presiune de împingere a agentului în trivale, deci scăzând ea, scad consumurile, au scăzut avariile, s-au mărit randamentele. La fel în Prundul, 1005, unul dintre cele mai mari PTU-uri. Acolo am avut centrală, la fel se întâmplă și acolo. Și acum venim și restrângem către Găvana, restrângem rețeaua. Și rețeaua atunci se va reduce ușor, ușor, și secundarul și primarul, secundarul în totalitate, așa, dar primarul se va reduce și vom reduce pierderile. Plus că, astă vară, s-au făcut niște reparații nespectaculoase, cum era altă dată, însă foarte eficiente. Și iată că, cel puțin, bine, s-a parcurs numai un sfert în iarnă, aproape un sfert, n-am avut probleme majore. Trecând la partea, deci aceasta este un punct al programului de investiții. Trecând la partea de investiții, veți observa câteva lucruri. Nu avem foarte multe investiții majore. În afară de aceste centrale termice, avem finalizarea axei rutiere centrale Nord-Sud, care are 80 de care, pentru care alocăm 80 de miliarde lei vechi. Următoarea investiție ca amploare financiară
este cea care se referă la reparații capitale la străzi, drumuri, alei, parcări, trotuare și parcări. Deci încă suntem în etapa în care realizăm parcări în cartierele municipiului Pitești. Acum este 90 de miliarde prevăzut, dar eu am o listă a obiectivelor de investiții care este încă este provizorie. Ea va deveni definitivă după aprobarea Consiliului Local, dar aproape de realitate, probabil că va fi diseară, mâine dimineață. Că abia noi n-am primit încă sumele pe care trebuie să le dea statul. Adică, nivel național trebuie să ne dea tot ce înseamnă asistență socială, tot ce înseamnă handicap și altele, tot ce înseamnă subvenție, tot ce înseamnă mijloace de echilibrare. Știți că pe fiecare județ vin niște bani care se repartizează pe fiecare unitate administrativ-teritorială în funcție de niște parametri. Acei parametri nu au fost tocmai corect transmiși la finanțe, nu e vina finanțelor, și atunci, numai la învățământ, au fost informații care au diferit ca număr de elevi, număr de profesori, mă rog, din vari motive, nu comentez cum fac alții pe această direcție. Și nu am primit sumele respective. Eu sper să le primim vine și vine seara să afișăm proiectul bugetului pe 2011. Cea de investiții. Deci aceasta este o poziție de investiții ca mărime. 90 de miliarde. S-ar putea să mai scădem, dacă nu găsesc cei 35 de miliarde de unde să-i dau la o parte sau o sursă de venit, să-i iau de acolo. O altă poziție care pe mine mă bucură, de fapt o altă poziție care se formează din două poziții, este construită din construirea două grădinițe și creșe. Noi ne încăpățânăm să construim. Grădinițe, creșe, deși alții nu au fost de acord acum ani de zile. Este vorba de extinderea creșei grădinițe de la Căminul 5 pe Craiovei și în Gămară. Până când s-o trezi nivelul național să deblocheze lucrarea de la școala 19, extinderea școlii 19, unde avem și cămin grădință, sală de sport, și care, după opinia lor, este cea mai frumoasă din țară, dar dacă e cea mai frumoasă din țară, trebuie păstrată în sertar, ca să nu se urățească, probabil, că așa spunea că e lucrarea asta. Până atunci, noi construim în Gămană, la grădința 10. Sigur, ne preocupăm și de estetica orașului și la intrarea în Pitești, dinspre Craiova, în dreapta, după cum știți, este o vale. Pe dreapta. Este un canal, arată urât, acolo va fi canalul Craiovei, probabil se va duce la 35-40 de miliarde, vreo 10-12 miliarde le vom aruca în ăsta să acoperim toată mizerea care este acolo. Și facem o acoperire carosabilă. Avem o atenție specială în această proiecție de buget pentru proiectele cu finanțare europeană. Cele 13 proiecte cu finanțare europeană. Și, după cum vă spuneam, două le semnez mâine. Eu sunt sigur că în următoarea lună de zile voi mai semna încă una, două. Oricum, până în mai, iunie, cred că voi semna 10-12 astfel de proiecte. Proiectul cel mai mare, și anume regenerarea urbană care pleacă de pe Vasile Pârvan, deci colegiul Odobescu, și parcurge Vasile Pârvan, Războieni, Exercițiu, Smeurii, Brătian, care a București în jos, și care cred că a costat cam într-un metru, un metru jumate cum de documente. Cred că prin mai, iunie să fie gata verificarea lor și să semnez contractul și acela se va dura probabil vreo 2 ani de zile. Probabil că următoarea va fi, următorul proiect va fi reabilitarea lânăriei și prelungirea lânăriei, după care urmează, sper, și podurile, de repararea celor două poduri, sper să apară repede, reparea Câmpul Lung,
iluminat public și altele asemenea. Inclusiv aici, vis-a-vis de noi, acea construcție, complex cultural multifuncțional, în care se evoluează și filarmonica. Și aici am prevăzut bani pentru cofinanțare. Clar, dacă nu veți vedea undeva apărut un proiect, să nu creadă cineva că nu avem. Avem un fond de rezervă. Dar sunt niște restricții pe care noi trebuie să le respectăm. Apropo că nu prevedem și așa mai departe. Cam acesta ar fi, sigur că mai sunt și altele, să continuăm construirea de locuințe sociale. Eu aș fi tare bucuros dacă am fi îndrăgit și noi de nivel național să luăm fonduri pentru blocurile ANR. Dar, pentru locuințe ANR, dar eu mă pregătesc să construim noi. Și atunci și pentru acest lucru, sigur că ne gândim să achiziționăm un imobil care ne costă mult mai puțin decât să ridicăm de jos o construcție. Și avem bani prevăzuți la fondul de rezervă și pentru așa ceva.